Salut, dragilor! A trecut câteva zile de când nu ne-am auzit. Între timp, am experimentat lucruri și frumoase și mai puțin frumoase și dureroase și dezamăgitoare, dar ce am învățat din asta este ceea ce vreau să împărtășesc cu voi astăzi. Este importanța stimei de sine. De ce vreau să povestim despre asta? Pentru că în ultimele zile, vineri și sâmbătă mai exact, chiar și duminică, am experimentat importanța unei stime de sine corecte, mai mult ca niciodată în viața mea. Vreau să vă imaginați puțin stima de sine ca și un termostat. Știți, termostatul este un aparat cibernetic. Adică dacă tu l-ai setat la 21 de grade și stai pe canapea și dintr-o dată simți că îți vine așa un aer rece la picioare, te duci și verifici termostatul și el este la 18 grade sau 19, da? Verifici care e problema, deschizi ușa, deschizi geamul, te uiți și nu-ți dai seama de unde și te uiți că poate ai o ușă din spate deschisă și numai puțin deschisă, nici măcar nu ți-ai dat seama că e, dar e suficient de mult timp așa încât să se răcească în cameră, da? O închizi și ce face termostatul? Automat pornește, trimite semnalul la centrala termică să pornească focul, da? Și o să vezi că urcă și la un moment dat ajunge la 21 și rămâne acolo. Exact așa se întâmplă și cu stima de sine, da? Stima de sine este un mecanism cibernetic în corpul nostru, în noi, în tot ce suntem noi ca și întreg. Practic, când vrem să obținem ceva, stima de sine setează acel ceva. Un exemplu. Eu, după sarcini, după toate trei sarcinile, în mod special după prima, a trebuit să pierd kilograme, da? Așa e corect, așa spune toată lumea, să pierzi kilograme, să slăbești. Și am ținut un program, a funcționat foarte bine. În schimb, în mintea mea, după ce am ajuns să fiu la kilogramele corecte, în mintea mea încă mă vedeam mare, încă mă vedeam cu kilograme în plus. Și ghici ce? Până când mi-am dat seama care e faza, am început să pun înapoi. Din nou. De ce? Pentru că stima mea de sine, imaginea mea despre mine, era că eu sunt mare, că sunt cu kilograme în plus. Da? Când am realizat asta și mi-am schimbat imaginea de sine și m-am uitat la mine și m-am văzut așa cum vroiam să fiu, în haine numărul S, în pantalon care să mă cuprindă așa cum vreau, în bluze care să stea pe mine așa cum îmi doresc, fără niciun efort, având o dietă echilibrată, ceea ce am oricum, făcând mișcare, ceea ce fac oricum și fără să mă stresez, am ajuns la kilogramele la care mi-am setat imaginea mea despre mine, că acolo sunt. La fel a funcționat și cu depresia. Și încă mai am provocări destul de mari. Încă mai am provocări în fiecare zi, să fiu bine. De ce? Pentru că experiențele atacurilor de panică și a depresiei cu imaginea mea de sine nu sunt aceleași. Și atunci ce facem? Experiența e un obicei, pentru că am făcut suficiente atacuri de panică să fie un obicei, da? Atacurile de panică sunt un obicei și stima de sine e termostatul meu, da? Și atunci, termostatul trebuie să regleze obiceiurile. Imaginea despre mine, ca fiind fără depresie, ca fiind ok, ca fiind veselă, ca fiind având o viață normală și fiind o femeie fără depresie și fără atacuri de panică, da? Asta e imaginea mea despre mine pe care mi-am creat-o, pe care aleg să o am în fiecare zi, mi-o spun în fața oglinzii, aproape în fiecare zi, termostatul ăsta, imaginea de sine, trebuie să-mi regleze obiceiurile. Obiceiul de a nu mai face atacuri de panică. Da? Și gândiți-vă ce mare impact are faptul că noi avem o imagine despre noi. Încă un exemplu. Dacă copilul care merge la școală și ia note proaste, are imaginea lui despre el că el nu poate să facă, să învețe ca și ceilalți, că el nu reușește să ajungă la nivelul celorlalți. Cum o să fie notele lui? Conform imaginii lui de sine. Dacă el, imaginea lui despre el este că el nu poate să fie la nivelul
maxim, la nivel înalt, o să se comporte ca atare, adică o să ia note mici. O să primesc acasă un carnet de note care reflectă imaginea lui de sine, dar părinții ce văd? Notele proaste. Nu văd imaginea lui de sine a copilului, ca să o creez, ca să o schimbe. Da? Îl pedepsesc, îl pun să învețe, să învețe, să învețe, să învețe, îl împing și ajung să ia note mari. Da? Ajung să ia note mari. Dar, imediat ce lasă și nu-l mai împing, notele lui ajung la imaginea lui de sine. La finalul anului, notele sunt dovada faptului că imaginea lui de sine nu este corectă. Dacă înțelegem lucrul ăsta, atât pentru noi, cât și pentru copiii noștri, cât și pentru cei din jurul nostru, că imaginea de sine este termostatul acțiunilor umane, se schimbă toate lucrurile. Cel puțin când eu am făcut descoperirea asta, a fost extraordinar. Am fost pusă într-un punct în care, în weekendul trecut, în care a trebuit să decid, ok, cine sunt eu? Care îmi sunt valorile mele? Care este imaginea mea despre mine? Cine sunt eu? Și într-o situație foarte grea, într-o situație în care aveam toate drepturile să fac atacuri de panică, că le-am mai făcut înainte, am decis că imaginea despre mine, imaginea despre cine sunt eu, nu o să las pe nimeni să-mi o seteze. Nici măcar depresia, nici măcar atacurile de panică, nimic. Eu însă aleg care este imaginea mea despre mine. Și știți ce? N-am făcut niciun atac de panică. Nimic. Am plâns? Da. Am pus toată povara asta jos? Am plâns? Da. M-am rugat? Da. Am fost nervoasă? Da. Dar nu am făcut atac de panică. De ce? Pentru că imaginea mea despre mine este că eu pot să fiu orice vreau să pot dacă muncesc suficient de mult pentru asta. Și tu, care mă asculți, poți să faci orice vrei tu să poți. Orice îți spui tu că poți. De ce să lași oamenii din jurul tău să spună că nu poți? Și dacă spun ce? Dar întrebarea cea mai importantă, de ce să te lași pe tine să-ți spui că nu poți? Sunt foarte mulți oameni în jur care spun că nu pot. Tu nu poți face asta, dar e foarte greu, dar n-ai făcut niciodată asta, dar n-ai nicio experiență. Cum mai putea să capeți experiență dacă n-ai făcut niciodată? Fă! Și așa o să capteți experiență, da? Sunt foarte mulți oameni care ne spun că nu pot. Nu poți, nu poți, nu poți. Dragul de tine, ești în depresie. Da, asta este. O să înveți să treci cu asta. Nu! Nu trebuie să învățăm să trăim cu asta. Putem să ne schimbăm imaginea despre noi și să trăim frumos. Să trăim altfel. Și vă spun asta din experiența unei femei care am avut un weekend dincolo de cuvinte. Însă am ales să decid cine sunt eu. Foarte mult timp m-am pus pe mine asociată cu ceva. Pe mine asociată cu munca, pe mine asociată cu soțul, pe mine asociată cu familia mea, pe mine asociată cu cineva. Până weekendul ăsta n-am avut curajul să mă asociez pe mine cu mine. Pentru că n-am crezut că sunt suficient de bună. În schimb, în weekendul ăsta am descoperit că eu sunt suficientă pentru mine. Știu că sună foarte mult. Și da, cred în Dumnezeu și Dumnezeu este deasupra mea. Dar ca și om, pe pământul ăsta, pe partea asta a cerului, eu îmi sunt suficientă. Nu am nevoie de nimeni să-mi spună cine sunt. N-am nevoie de nimic să seteze cine sunt eu. Eu, Cristina Popescu, sunt Cristina Popescu așa cum sunt, cu plusurile și cu minusurile mele. Și ghiciți ce? Știți ce am descoperit? Că plusurile mele sunt mai multe decât credeam eu. Și imaginea mea despre mine astăzi e diferită decât joi. Așa că vă provoc, stați în fața oglinzii sau stați singuri cu voi, în timp ce curățați cartofi, poate, sau în timp ce orice faceți. O treabă plictisitoare care trebuie să o faceți oricum. Gândiți-vă cine sunteți voi și setați-vă imaginea despre voi corectă. Pentru că tu nu ești depresia. Depresia nu setează cine ești tu. Tu ești o persoană prețioasă care poți să faci orice vrei tu să poți, dacă îți pui mintea să faci. Vă las cu gândul ăsta. Și nu uitați, imaginea de sine e termostatul care ne setează calitatea vieții.
Să aveți o zi frumoasă, superbă și plină de imagini corecte despre voi. Vă îmbrățișez cu drag!